Chinei de observatori, salarii foarte mari, peste 90.000 de lei lunar. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați primit un salariu. Haideți să facem clarificare. Membrii Consiliului de Observatori nu au salariu, pentru că nu este angajat al companiei respective Moldova Gaz. Asta se referă la Consiliul de Administrare, pentru că confuzul ăsta trebuie inclusiv de clarificat și acei comentatori care au atras atenția la aceste lucruri. Doi, este remunerariu de participare în Consiliul acesta de observatori. Dumneavoastră ați primit un remunerariu de 90.000 de lei. Da, eu sunt în Consiliul de Administrare, Consiliul de Observatori din data din 30 noiembrie. Eu am avut o plată făcută, eu am verificat contul bancar, pentru că nu-mi vine mesajul de plată, dar am verificat pe 23 ianuarie, aveam intrat în cont. Exact, să confirm suma respectivă. Este 90.000 de lei. Da.